Haideți să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului. Voi citi câteva cuvinte din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetul 31 la versul 35. Cuvânt al Domnului care spune astfel: Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Și se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani o log în pat. Enea i-a zis Petru: Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați prieteni, domnule primar, sunt onorat și mă bucur din toată inima să fiu de nou la Toflea. Vin ca acasă, vin între prieteni și între frați și îl binecuvânt pe Domnul pentru lucrul acesta. De fapt, în seara aceasta am venit să îl însoțesc pe fratele Cristi Ionescu și mă bucur din toată inima că invitația pe care am făcut-o în urmă cu 2 ani s-a materializat, a venit pentru câteva zile în România și ne-a făcut onoarea să ne slujească. Îl binecuvântăm din toată inima pe Domnul pentru el și familia lui și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânte pe frații noștri români din America și nu numai. Seara asta este o seară de sărbătoare. Este o seară în care copiii lui Dumnezeu din Toflea se adună într-o adunare sfântă, într-o adunare de proslăvire a numelui lui Dumnezeu, într-o adunare în care ne amintim cu plăcere de multele clipe minunate pe care le-am petrecut împreună în prezența lui Dumnezeu. Îmi amintim de acele lacrimi fierbinți, de acei oameni care veneau cu atâta entuziasm. Îmi aduc aminte de Tony, care la un moment dat, pe malul apei, am văzut un om fugind și fluturând o hârtie. Și spunea și striga de la distanță: am hârtia. Adică avea certificatul și am zis: du-te și îmbracă-te. Îmi amintesc despre acele revărsări pe care Duhul lui Dumnezeu le aducea și le aduce în biserică. Îmi amintesc de momentul când frații cei din America săreau în sus și spuneau: de azi mă declar că-s țigan, pentru că a fost cercetat de prezența Domnului. O umbră de tristețe datorită faptului că la sărbătoarea aceasta mai sunt încă oameni care lipsesc. Poate unul din casa ta, poate unul din familia ta. Eu în seara asta nu vreau să predic, în seara asta vreau să vă provoc la rugăciune și vreau ca să sensibilizez inimile într-o anume direcție. Am predicat de multe ori din cuvântul acesta despre faptul că Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci, despre faptul că Dumnezeu vindecă și când biserica se bucură de pace, se întărește, sufletește, umblă în frica Domnului, este destul o scânteie ca să prindă toată adunarea și toată localitatea. Dar
În seara asta vreau să aduc înaintea dumneavoastră un alt aspect. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani olog în pat. Gândul pe care astăzi vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră ar suna cam în felul următor. Nu-l aștepta pe Enea să-ți bată în ușa casei tale, nu-l aștepta pe Enea să-ți bată în ușa biroului tău, nu-l aștepta pe Enea să vină la sărbătoare, ci responsabilitatea noastră în seara aceasta este să mergem și să-l căutăm pe Enea. Frați și surori, ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, ne bucurăm de faptul că biserica cu ajutorul Duhului Sfânt crește și se mulțește. Ne bucurăm de marea binecuvântare acestui locaș de închinare. Dar stăteam și mă gândeam că Noniță începea să facă inventarul. Au venit și frații de acolo, au venit și frații de acolo. Mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, care privește la fiecare răscumpărat și îl așteaptă. Și în seara aceasta aș vrea să ne rugăm pentru Enea. Enea nu poate să vină la sărbătoare. El zace de 8 ani, olog în pat. Poate ar avea dorința, dar nu poate, că e olog. Îi ascuns de privirile celor mai mulți. Zace într-un pat. Oare câți Enea nu sunt printre noi? Nu mă refer doar la ologii aceștia pământești, ci mă refer la oameni care nu mai au putere să meargă, la oameni care nu mai au putere să se bucure, la oameni care nu mai au putere să vină la casa lui Dumnezeu, la oameni care zac în patul lor, în neputința lor, în singurătatea lor și nu-i caută nimeni. Eu mă rog ca Dumnezeu în seara asta să facă bucuria de plină și am vrea ca fiecare dintre noi să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să-L aducă înaintea minții și inimii noastre pe Enea din casa noastră. Enea zăcea olog în pat, dar omul lui Dumnezeu a cercetat cetatea și nu doar cetatea, ci în patul lui, în casa lui, l-a găsit pe Enea. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm din toată inima pentru oameni care nu mai au putere să vină, care nu mai au putere să se bucure, care nu mai au putere să strige. Când ești în groapă, când ești prăbușit, când ești căzut, când ești lipsit de nădejde, nu mai ai puterea să te rogi, nu mai ai puterea să te ridici, nu mai ai puterea să te bucuri, totul în jurul tău e negru. Dar Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, are și astăzi oameni ca și Petru, care încă mai cercetează, care încă mai deschide ușa celor care nimeni nu le-o deschide, care dincolo de sărbătoare pot să pătrundă în întunericul unei case la un om care e izolat și stă în neputința și în durerea lui. Și Dumnezeu face o minune cu Enea. Și când Dumnezeu face o minune cu Enea, comunitatea întreagă se bucure. Și când Dumnezeu face o minune cu Enea, 2 cetăți în întregime se întorc la Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Noi vrem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie deplină peste fiecare dintre noi.
sunt lucruri pe care le face Dumnezeu și sunt lucruri pe care le facem noi. Mă duc cu gândul la Lazar. Era de 4 zile în mormânt. Iisus s-a înfiorat, a plâns. Natura umană își spunea cuvântul. Oamenii au constatat și au spus, iată cât de mult îl iubea. Dar a venit și momentul când el a mers la mormânt și a spus, Lazare, ieși afară. Vrem să ne rugăm în seara asta și pentru cei care îi considerăm cauze pierdute. Doamne, miroase greu, îi mor de 4 zile, nu mai este nicio șansă, Doamne, dacă ar fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat. Dar în mijlocul nostru în seara aceasta este Cel care poate să dea viață, este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui și vrem să ne rugăm, vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze pe fiecare dintre cei care odată au venit cu bucurie în apa botezului și au spus până la moarte, nu l-așteptați pe Lazar să iasă singur de mormânt. Nu l-așteptați pe Lazar să-și desfacă singur legăturile. Dumnezeu își face partea Lui. Dar în seara asta Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi și totodată ne responsabilizează. Du-te și caută-L pe Enea în casa Lui. Du-te și caută-L pe Lazar în mormântul Lui. Du-te și fă partea ta, nu-L mai trimite pe Domnul la spital când tu trebuie să te duci. Nu-L mai trimite pe Domnul în casa săracului când tu trebuie să te duci. Nu-L mai trimite pe Domnul să împartă felia de pâine când tu ești chemat de Dumnezeu să faci lucrul acesta. Pentru ca bucuria să fie de plină. Oameni buni, Dumnezeu toarnă binecuvântarea peste noi. Dar când din binecuvântarea pe care Dumnezeu o toarnă peste noi, suntem gata să ne binecuvântăm semenul, atunci Dumnezeu își revarsă belșug de binecuvântare peste fiecare din poporul Său. Poate te rogi pentru copilul tău care nu te ascultă, dar poate Dumnezeu te cheamă să te rogi și pentru vecinul tău, să-L cauți, să-L cauți pe Enea în casa Lui. Și când tu îl cauți pe Enea în casa Lui, Dumnezeu îți rezolvă problema copilului tău. Dumnezeu îți rezolvă problema pentru care te rogi de multă vreme. El este în mijlocul nostru și vrea în seara aceasta să ne motiveze, să ne rugăm din toată inima ca El să-și facă lucrarea într-un mod deosebit. În timpul Domnului, el era asaltat și evanghelistul Luca arată un lucru extraordinar. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cărteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele 99 de pe islaz și se duce după ce a pierdută până o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, că și mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Mai mult înseamnă un fiu pierdut chemat acasă, mai mult înseamnă un Enea să plece pe picioarele lui,
mai mult înseamnă un Lazar să depună mărturie că Hristos l-a înviat din morți decât 99 de creștini plictisiți, decât 99 de creștini care le se pare prea lung programul, decât 99 de creștini care le se pare că nu mai au ce să învețe și că Dumnezeu și-a încheiat socotelele cu ei. Mă rog ca Domnul să ne dea și nouă entuziasm, foc, pasiune, să ardem, să renoim altarul, să avem o sărbătoare sfântă. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să-i cheme acasă și pe fiii risipitori, pe cei din casa ta. Poate ți-a făcut mult rău, poate ai toate motivele de pe pământ să te rogi să facă Dumnezeu ceva, să iasă înainte. Frațelor, vreau doar să vă citesc și să vedem încă o dată inima lui Dumnezeu, pentru ca să fim motivați în această rugăciune. Evanghelistul Luca surprindea un episod din viața Domnului Iisus. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat hotărât fața să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit, dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă la Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și a plecat într-un alt sat. Asta e inima lui Dumnezeu. Asta e inima Domnului Iisus. Asta așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Frați și surori, în seara asta ne vom ruga. Ne vom ruga Domnului cu toată sinceritatea. Ne vom ruga Domnului ca Dumnezeu să ne completeze lista noastră de rugăciune. Ne vom ruga Domnului dacă vreun Ienea, dacă vreun Lazar lipsește în seara asta la această adunare de bucurie, în urma rugăciunii tale, în urma cuvântului tău și în urma la ceea ce trebuie să faci după aceea, la marea sărbătoare, să nu lipsească nimeni, să fii împreună cu soția și cu soțul tău, să fii împreună cu copiii pentru care te rogi, să fii împreună cu vecinul, să fii împreună cu Ienea, care stă țintuit în patul lui, neputința lui, dar pe care Iisus Hristos în seara asta vrea ca să ridice. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și dacă credem că Domnul ne ascultă rugăciunea. Isaia scrie despre Domnul Iisus: Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Oameni buni, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să șoptească urechile noastre și inimile noastre. Mă rog ca Domnul să ne trimită într-un mod real. Mă rog, după ce ne rugăm în seara asta, Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi cuvinte iscusite care să poată să ridice, care să poată să mângâie, care să poată să îndemne. Nu vă lăsați furați de mulțimea asta de oameni. Nu lăsați ca de răul copacului să nu vedeți pădurea, ci mergeți. Și totodată mă rog să mă ajute Domnul și pe mine să-L căutăm pe Ienea în patul lui,
să-l aducem înaintea lui Iisus, cum au făcut cei patru. Omul acela n-avea nicio șansă, dar patru prieteni au spus, chiar dacă trebuie să spargem acoperișul, noi îl ducem înaintea lui Iisus, că acolo-i viață. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze în direcția aceasta și apoi folosește-ți toată căldura sufletului, toată căldura cuvântului pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Du-te și caută-i pe cei desnădăjduiți, ridică-i! Du-te și caută pe cei care s-au depărtat, ridică-i! Oameni buni, frați și surori, vorbește un om care 20 de ani o plâns pentru părinții lui și după 20 de ani Dumnezeu din ceruri a ascultat rugăciunea. Este mare bucurie să vezi un om care îl scoate Dumnezeu din neputința lui și îl vezi că merge și îl vezi plin de bucurie și îl vezi că e la sărbătoare și îl vezi că e la biserică. Dumnezeu să însutească și să miască bucuria noastră din seara aceasta prin toți pe care îi va duce în locul acesta. Nu uitați, mâine dimineață e un timp prielnic să te duci să-ți cauți seminul. Să te duci să-i cauți pe cei din casa ta și să-i aduci în prezența lui Dumnezeu, că acolo este viață și bucurie. Haideți împreună să ne rugăm cu toții și Dumnezeu din ceruri să asculte glasul rugii noastre. Amin.